Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că majoritatea elevilor și studenților nu vor mai merge fizic la cursuri până la închiderea anului școlar. Decizia a venit în urma unei ședințe cu miniștrii, susținută la Cotroceni. Am evaluat cum putem să continuăm, având în vedere că pe 12 iunie anul școlar în mod normal se termină. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, și toți care am fost la discuție au fost de acord, două riscuri mari. Există riscul major ca elevii să ducă boala la școală și există un risc semnificativ să ducă boala de la școală acasă. Șeful statului a precizat că decizia a fost luată în urma analizelor din ultima perioadă privind epidemia de coronavirus, dar s-au luat în calcul și măsurile aplicate în alte state cu privire la redeschiderea școlilor. Am constatat că deja sunt o serie de țări din Uniunea Europeană care nu mai doresc să redeschidă școlile. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis școlile. Avem un exemplu din Franța, unde într-o provincie s-a deschis experimental școala și experimentul nu a decurs foarte bine. După puține zile, zeci de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns în doar câteva zile la terapie intensivă. Elevii și studenții vor continua cursurile la distanță, cu excepția celor din anii terminali care pot merge la școală între 2 și 12 iunie pentru a se pregăti de examene. În concluzie, s-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Așadar, nu se deschid școlile, nu se deschid universitățile, se continuă învățământul la distanță, însă mediile se încheie, situația școlară se încheie. Anul școlar se va încheia cu mediile încheiate, cu situațiile încheiate. Prin urmare, elevii și preșcolarii își pot relua locurile în bănci începând din luna septembrie.